Bun găsit! Farmec și cucerirea astăzi. Mai mult din vorbe, e adevărat, dar măestrite. Pentru berbeci, foarte bune discuții pe care le au, mai ales cu persoane influente sau care pot avea un punct de vedere important în deciziile pe care le iau berbecii. Sunt sfătuiți de bine. Taurii pot asista la jocurile cuiva, chiar și jocuri senzuale. Cineva vrea să-i cucerească sau pur și simplu în preajma lor asistă la un rut, la gesturi de iubire. Atenție la bani, ei trebuie păstrați în buzunar. Pentru gemeni, ziua este aducătoare de relații bune și experiențe inedite. Pot face astăzi ceva ce nu au mai făcut niciodată, dar asta la sugestia cuiva. Pentru raci, ziua este aducătoare de succes profesional, vorbe bune, apreciere, sunt confirmați. În sfârșit, lumea spune, ai avut dreptate. Pentru lei, vorbim de o zi a iubirii astăzi sau a experiențelor și ocupațiilor plăcute. Ori văd ei partea plină a paharului și tot ceea ce se întâmplă le place, ori se ocupă doar de ce le place. Aranjamente și pentru călătorie sau pentru întâlnirea cu o persoană pe care nu au mai văzut-o de mult. Fecioarele, sporul este legat de sprijinul pe care îl primesc, de aceea trebuie să îl și ceară cu toată delicatețea de care sunt capabile, să se bazeze și pe oamenii din familie, pentru că spun prezent. Balanțele. Ziua de astăzi aduce frumusețe, cultivarea frumuseții. Pe de altă parte, schimb de vorbe bune. Se pot împăca sau pot convinge pe cineva, pot lămuri și clarifica cu cineva. Pentru scorpioni, muncă multă, mai ales în prima parte a zilei, și financiar foarte bine aspectată, un câștig, o investiție bună sau un chilipir pe care îl găsesc. În tot cazul își rezolvă lucrurile foarte bine. Pentru săgetători, imaginea de sine este subliniată astăzi, trebuie să se prezinte într-o mare formă acolo unde sunt sau pur și simplu să-și sublinieze mai mult aturile și calitățile. Pentru capricorni, ziua este și ea benefică, mai ales în legătură cu sănătatea sau cu relațiile de familie. Poate chiar simt nevoia să pregătească în secret o surpriză pentru cineva care va fi foarte apreciată această surpriză. Vărsătorii, prietenii astăzi și tot felul de vorbe primesc apreciere și de la persoane pe care nu le cunosc, dar care au auzit de ei și cumva renumele îi precede. Pentru pești, ziua poate aduce reușită financiară și astăzi sau un proiect bun care este acceptat și promovat mai departe, susținut chiar și de autorități. O zi minunată, profitați de ea, ne cere energie, implicare, elan, deci să nu amânăm și să nu ne lăsăm pe tânjală. Numai bine, ne vedem și mâine!